De aproape un an și jumătate, programul Sprijin pentru România a oferit carduri sociale persoanelor cu condiții financiare precare. Aceste carduri au fost emise de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dacă te numeri printre cei care primesc aceste carduri, cu siguranță te întrebi când vei primi banii pe card în luna decembrie. Cardurile sociale reprezintă un ajutor din partea guvernului pentru persoanele cu posibilități financiare reduse. În acest an, 2,5 milioane de români au primit vouchere sociale în valoare de 250 de lei de două ori pe an. Acele sume sunt acordate pensionarilor cu venituri nete lunare mai mici sau egale cu 1.500 de lei în anul 2022 și 1.700 de lei în anul 2023, persoanelor cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri mai mici sau egale cu 1.700 de lei și familiilor cu doi copii în întreținere cu venituri nete lunare pe membru de familie mai mici sau egale cu 675 de lei. De asemenea, familiile care au dreptul la ajutor social, familiile monoparentale cu venituri lunare mai mici de 675 de lei pe membru de familie sau persoanele fără adăpost primesc și ele această sumă. Cardurile sociale pot fi folosite doar pentru achiziționarea alimentelor sau a meselor calde. Nu poți retrage banii de pe card și nici nu poți cumpăra alte produse în afara celor alimentare. De asemenea, sumele de pe card trebuie cheltuite în termen de 12 luni, altfel ele devin inactive. Eligibilitatea pentru aceste carduri este stabilită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar cardurile sunt livrate beneficiarilor de către Poșta Română. Nu trebuie să depui niciun fel de cerere pentru a primi acest card. Dacă îndeplinești condițiile, vei primi automat un card pentru alimente. Cardurile sociale vin însoțite de instrucțiuni de folosire care îți indică locurile unde pot fi utilizate. De asemenea, ai la dispoziție un număr de telefon la care pot suna în caz de probleme, pierderea cardului sau dificultăți în utilizarea acestuia. Cu aceste carduri ai posibilitatea de a realiza plăți contactless, adică poți achita produsele doar apropiind cardul de POS. Este important de menționat că acest card nu poate fi transferat sau folosit în alte scopuri decât achiziționarea de alimente. Dacă te întreb când vei primi banii pe cardul social în luna decembrie 2023, ne bucurăm să spunem că aceștia vor fi încărcați pe 15 decembrie. Aceasta va fi ultima tranșă de bani pentru acest an. Suma de 25 de lei va fi încărcată pe card odată la două luni. Relatează sărbătorii alături de tine.ro.